Kanal D2 va difuza începând de luni 10 iulie un nou serial turcesc, Dragoste și Speranță, ce va putea fi urmărit de luni până vineri de la ora 19. Producția aduce povești imposibile de iubire, conflicte domestice care pot destrăma o familie și eterna luptă între generații. Eroina noului serial difuzat la Kanal D2 este Zeynep, o tânără inocentă și optimistă care provine dintr-un orășel liniștit. Ajunsă în tumultul unui mare oraș, Zeynep se simte înstrăinată și singură într-o lume dominată de bani, putere și orgolii. Ea caută protecție în casa unei familii puternice din Istanbul, fără să știe că tatăl ei, pe care îl credea mort, se află sub același acoperiș. Speranța lui Zeynep renaște atunci când se îndrăgostește de Ege, un bărbat care are totul mai puțin iubirea pe care și-o dorește cu adevărat. Relația lor va fi supusă multor provocări din partea celor din jur. Serialul prezintă și alte intrigi de iubire care se desfășoară în paralel, iar telespectatorii vor fi martorii alegerilor dificile și rivalităților în iubire. Nu ratați, începând cu data de 10 iulie, de la ora 19, serialul Dragoste și Speranță, un nou serial turcesc plin de intrigi puternice, difuzat la Kanal D2 de luni până vineri, de la ora 19. Vă reamintesc că puteți urmări postul de televiziune Kanal D2 în grilele de programe ale tuturor operatorilor de cablu pe diferite poziții, după cum puteți vedea în imaginea de pe ecran din acest moment.